Profesorii ar putea ieși la pensie mai devreme cu 3 ani la cerere potrivit unui proiect de lege. Dacă își dau seama că nu mai dau randament, profesorii care se apropie de vârsta pensionării vor trimite o solicitare către Consiliul de Administrație al școlii. În ea vor trebui să prezinte motivele pentru care nu mai pot să aibă rezultate în învățământ. Condiția este să aibă 25 de ani vechime în cazul femeilor, respectiv 30 de ani pentru bărbați. Inițiatorii proiectului susțin că sunt profesori care vor să iasă la pensie la cerere pentru că nu se mai află în posibilitatea fizică sau psihologică să răspundă cerințelor de eficiență ale sistemului de învățământ actual într-o continuă schimbare, iar acest fapt se reflectă în rezultatele elevilor. De cealaltă parte, există dascăli care demonstrează competență și după împlinirea vârstei de pensionare. Acestora legea le permite să rămână titular în sistemul de învățământ încă 3 ani peste vârsta standard de pensionare, se arată în expunerea de motive a proiectului. Semnatarii inițiativei legislative consideră că astfel s-ar echilibra balanța. Dacă legea permite activitatea cadrelor didactice la cerere 3 ani după împlinirea vârstei de pensionare, să li se permită și pensionarea acelor angajați care consideră că nu mai sunt apți de rezultate în învățământ, tot cu 3 ani anterior vârstei de pensionare. Proiectul va avea vot final la Senat.